Ora Pământului înseamnă echilibru, înseamnă aer curat, înseamnă energie, înseamnă copilărie. Și atunci copilăria trebuie trăită, copilăria trebuie dăruită copiilor și nu doar copiilor, ci nouă tuturor, celor care știm să iubim, celor care știm să construim și să trăim frumos. Este important ca de mici să știm că cel puțin o oră pe an trebuie să oprim electricitatea și, iată, cu Cantus Mundi să cântăm împreună toți copiii României și, de ce nu, toți copiii lumii. Ne bucurăm tare mult că în seara aceasta aici la Opera Comică pentru Copii ne alăturăm împreună cu sute de copii, celor 14.000 de copii din toată țara, sub egida Cantus Mundi, pentru a cânta de Ora Pământului cu ocazia conștientizării de fapt că acest pământ are resurse limitate și că trebuie să avem grijă de acestea.